Două dintre bisericile ce poartă hramul Sfânta Varvara au devenit neîncăpătoare pentru credincioșii din Petroșani. Fie că a fost vorba de cei de rit catolic, fie de ortodox, toți au venit marți dimineață la slujbă în bisericile ce poartă numele ocrotitoarei minerilor Varvara. În cartierul aeroport a fost aglomerație mare și credincioșii s-au adunat dis de dimineață la slujbă. Să primărească pe Tatăl nostru cel din ceruri. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă-i Tatălui și Fiului și Sfântului Domn, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și pentru că e hram, la biserică a fost și pomană. Credincioșii momârlani au pregătit bucatele și ne-au spus ce vor pune pe masă enoriașilor. Ce pregătiți astăzi pentru hram? Trei feluri de mâncare. O vază formă de scăzută, ciorbă de fasolă și păsatul tradițional. Pentru câte porții ați pregătit azi? În jur la 600-700. Și catolicii au comemorat-o pe Sfânta Varvara. La Biserica Romano-Catolică slujba a fost oficiată de episcopul de Alba Iulia, iar dimineața a fost în limba română și seara la vecernie în limba maghiară. Bugetul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței de guvern. Bugetele societăților Huilei au fost incluse pe ordinea de zi a ședinței de astăzi. Potrivit directorului Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului, Petre Drăgoescu, bugetul de venituri și cheltuieli al societății a fost inclus pe ordinea de zi, apoi însă a fost retras urmând a fi inclus din nou pe ordinea de zi în data de 12 decembrie. În ceea ce privește bugetul rectificat al Companiei Naționale a Huilei, și acesta a fost inclus pe ordinea de zi. Directorul Societății Huilei Nicolae Drăgoi nu a putut fi contactat pentru a oferi informații suplimentare. Fostul lider al minerilor din Valea Jiului a profitat de prezența sa în Valea Jiului și s-a rugat pentru mineri și minerit la Biserica Sfânta Varvara, cea pe care a actitorit-o chiar el. Cosma a venit la slujba de la Sfânta Varvara împreună cu soția sa Marinela Nițu și fratele său Tibi Cosma. A ajuns în toiul slujbei de dimineață, dar a venit cu o carte editată de Liga Minerilor și și-a adus aminte de vremea când a pus bazele acestui locaj construit special pentru mineri. Credința pentru mineri este fundamentală. Trebuie să spun că poate că sunt printre puținele clase sociale care pe vremea comunismului nu au modificat nimic din sistemul religios pe care l-au moștenit din partea părinților și, aș putea spune, de-a lungul vremii din partea celor care au fost promotori ai Ortodoxiei Române. Biserica Sfânta Varvara a fost ridicată din banii minerilor, iar Cosma și-a amintit că a vrut să dea o nouă conotație unui cartier nu tocmai central și cu multe probleme sociale pe acea vreme. N-am fost în ea de foarte mult timp, aduceți-vă aminte, din 1998-99 chiar, când mai făceam pe aici, știți, deplasările de la sediul Ligii la biserică. Sper că arată bine din ce îmi spun și alții. Cert este însă că este așa o oază de liniște și de reculegere într-o zonă care, și de asta am construit această biserică, într-o zonă în care nu exista așa ceva. Știți că acest cartier pe vremuri se numea Șerpărie. Știți, ideea mea a fost, am zis să construim această biserică, să distrugem spiritele malefice din zonă. Miron Cosma a venit la hramul bisericii și s-a rugat pentru el, familie și minerit, pe care spune că îl are în suflet, chiar dacă au trecut atât de mulți ani de când nu a mai coborât sub pământ. Pentru prima dată în istoria trenului regal, vizitatorii din Petroșani au plecat acasă cu suveniruri. Asta susțin acum cei care au venit cu garnitura în Valea Jiului și care au constatat, după o zi de vizite, că din tren lipsesc scrumiere, pahare din sticlă și obiecte ce le-au aparținut celor ce deservesc ca personal garnitura regală. Trenul a stat toată ziua de luni în stația CFR Petroșani și sute de vizitatori s-au fotografiat în vagoane ori pe peron. Istoria s-a scris la Petroșani, dar cu o pagină nu tocmai albă, pentru că așa cum susțin cei care au venit la Petroșani cu trenul regal, până acum nimeni nu a mai furat nimic din acest tren.
Pregătiți pentru zăpadă. De ieri au început să cadă primii fulgi de zăpadă și în oraș. Reprezentanții administrației locale de la Petroșani sunt pregătiți pentru ninsori abundente. Comandamentul de iarnă a fost stabilit ca și în anii precedenți în colonie și utilajele care vor curăța zăpada de pe centrul civic au fost pregătite de reprezentanții administrației locale. Toate mașinile sunt deja în stand-by, sunt în colonie la noi la stație. Deja avem un amestec de 60 de tone de material nisip cu sare, compoziție 3 la 1, 3 cupe de nisip, una de sare. Suntem pregătiți, avem și tractorașul pentru zona centru civic, este pregătit, este acolo. Șoferii sunt non-stop acolo cazați și dacă timpul impune vor ieși imediat pe stradă și vom face în așa fel încât să nu fie probleme. Nu doar străzile, ci și trotuarele din municipiul Petroșani vor fi curățate de zăpadă, în acest sens fiind pregătit un utilaj special pentru aceste zone. Avem tractoraș pentru trotuare, care va curăța trotuarele cum a fi curățat în fiecare an și așa se va întâmpla și anul acesta. Reprezentanții primăriei Petroșani mai spun că în caz că va ninge în acest weekend, așa cum anunță meteorologii, vor solicita utilajele de dezăpezire, iar acestea vor ajunge în localitate în maximum 2 ore. Mâine vor fi pornite instalațiile luminoase specifice sărbătorilor de iarnă. Chiar și astăzi, reprezentanții SPA-DPP din Petroșani lucrau la împodobirea centrului civic. Pe lângă ornamentele care au fost puse încă de săptămâna trecută, astăzi au fost montați brazi și alte figurine. Astăzi se finalizează pe centrul civic toate instalațiile care au mai venit în această dimineață și ieri. Au mai venit niște brăduți foarte frumoși, niște figurine, niște moși de zăpadă și... surpriza, mergeți dumneavoastră și vă uitați. Potrivit reprezentanților autorităților locale, toate cartierele din municipiul Petroșani vor fi împodobite de iarnă. Mai mult decât atât, în parcul central Carol Schröter a fost deja montat un brad natural de dimensiuni impresionante. Parcul central din Petroșani se află pe ultima sută de metri în ceea ce privește amenajarea sa pentru sărbătorile de sfârșit de an. Până mâine va fi instalată și diorama care prezintă personajele participante la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Colegii de la SPA-DPP lucrează în acest moment la montarea dioramei, de altfel este o tradiție la Petroșani ca de fiecare an de sărbători să fie montată această dioramă. Lucrurile vor continua până când în seara de Moș Nicolae totul să fie pregătit. Tot mâine în cursul serii este programat și momentul în care va fi pornit în parc sistemul de iluminat instalat pentru sărbătorile de iarnă. Iluminatul ornamental din municipiul Petroșani va fi aprins, ca de altfel, la fel ca în ultimii ani, în seara de Moș Nicolae, adică mâine. Tot în parcul central, dar o zi mai târziu, va fi montat și un cort unde cei care doresc pot dona alimente, dulciuri sau jucării care vor ajunge la copiii care provin din familii cu probleme sociale. În Petroșani, în 9 decembrie, sunt așteptați la urne circa 35.000 de votanți, adică toți locuitorii municipiului care, conform datelor rezultate în urma recensământului din noiembrie 2011, sunt în număr de 35.239. Numărul de persoane cu drept de vot comunicat de Direcția Județeană de Statistică este însă cel rezultat în urma recensământului din anul 2000. Acesta este și motivul pentru care numărul votanților este aproape egal cu cel al populației, aici fiind inclus și bebelușii, copii și adolescenții care încă nu au drept de vot. Situația este valabilă pentru toate localitățile din Valea Jiului, care în prezent are 119.484 de locuitori, iar la urne sunt așteptați să se prezinte aproximativ 120.000 de alegători. Întrebarea ar fi, ce rost a mai avut recensământul derulat în urmă cu un an de zile dacă tot nu se ține cont de el? Până în data de 9 decembrie, atunci când sunt programate alegerile, au mai rămas doar câteva zile. Ieri au sosit în Petroșani și copiile listelor electorale permanente care urmează a fi înmânate președinților secțiilor de votare. În cursul zilei de ieri am ridicat la Biroul Județean pentru administrarea bazei de date privind evidența persoanei copiile listelor electorale permanente, cele 3 exemplare din fiecare, un exemplar care se predă președintelui Biroului Electoral secției de votare și pe care vom semna când vom vota în cursul zilei de duminică, unul care va fi pus tot de către președintele secției de votare la dispoziția alegătorilor spre consultare, iar un exemplar ne va rămâne nouă în arhivă. Pentru ziua de miercuri, 5 decembrie, este programată și prima acțiune de instruire a președinților și locțiitorilor acestora de la secțiile de votare din Petroșani. Instruirea președinților și locțiitorilor birourilor electorale ale secțiilor de votare va avea loc în cursul zilei de mâine, miercuri, începând cu ora 11,
În sala de marmură a primăriei municipiului Petroșani, instruirea fiind organizată de către instituția prefectului împreună cu președintele Biroului Electoral de Circumscripție și cu STS-ul, cu Serviciul de Telecomunicații Speciale. În Petroșani vor fi deschise 26 de secții de vot, care vor fi deservite de câte un președinte, un locțiitor și 7 membri.